S-a jucat și fotbal la Ploiești. În startul meciului, Geraldo a luat la țintă bara ploieștenilor. Steleștii nu s-au lăsat cu una cu două și au deschis scorul. Big Falvi a marcat primul gol al Stelei din ultimele 5 meciuri. La 1-0, în minutul 43, Tănase a obținut un penalti. Mihai Costea urma să-l execute atunci când haosul a început. Atent la centrul terenului, Galamaz a fost luat prin surprindere. Un suporter intrat în teren l-a lovit puternic în cap și el s-a prăbușit la pământ. Fanul a fost pe Martinović, care l-a secerat și l-a aruncat pe jos, apoi l-a lovit cu picioarele. L-a ajutat și Stanca. Au urmat minute întregi de confuzie și în cele din urmă Stanca și Martinović au fost eliminați pentru lovirea huliganului. Este inadmisibil ca, eu știu, să intre un suporter cu un boxer în mână să lovească pe Galamaz. Normal că Martinović a văzut ce s-a întâmplat și a vrut să protejeze. Sunt de-a dreptul șocat, sunt supărat, sunt trist, sunt... Nu credeam că mi se poate întâmpla așa ceva. Totul părea că s-a calmat. Costea a făcut 2-0 din penalti. Intrat în locul lui Stanca, Cătănușanu a fost însărănit grav în câteva minute de o torță și n-a mai putut continua. Robert Dumitru a oprit definitiv meciul. Seara s-a încheiat la spital, cu Galamaz adus de ambulanță. Stelistul s-a ales cu un traumatism craniocerebral, dar medicul Stelei a asigurat că nu are probleme grave. Sunt bine.